Salutare, aici sunt un caz bine urechi la episod de Harold Play pe Hades. Suntem aici cu Porsche-ul nostru. Plecăm de acasă aici, am spălat și noi geamurile. Și să-i dăm drumul, să vedem ce mai e pe aici până oraș. O să mergem până la poliție, mi se pare că ne expirat buletinul. Dacă mi-a dat că eu bine am de asta să văd. Buletinul tău, nu, mi l-am făcut doar. Văd că e verde, deci merge dreapta. Acum o să luăm pe aici, să luăm pe aici. Ar trebui să-mi dau și puțin o secundă de tot o idee. Opa, așa, GTA-ul mai ușor. Mai ușor puțin tel. Da, e ok așa. E ok, sper să nu vă spargă nici pe urechile, dar e super ok așa. Asta ne ce mai e. Mai e pe aici, pe la joburi, pe la Han. Nu știu cum a trecut testul. Ha. Da, mă, băi, nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe, să aprindeți clopoțelul. Doar ce m-ar ajuta foarte mult și mi-ar prinde bine. Termină testele, analiză, nu știu ce fac ăștia. Estera, cum se cheamă Estera? Pe voi vă cheamă Estera, băieți? O luăm pe aici frumos, nu mai luăm pe câmp cu porciul ăsta, să mergem direct la Han, știți? Vedem ce și cum mai e pe aici. Opa, așa. Opa, 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 opa. Nimeni, pustiu. Bine, că e și zi. Da, probabil, dar hai vă luăm pe aici frumos. Sau să întorc aici, nu știu ce să fac. Hai că întorc aici repede. Să nu mai luăm pe câmp. Combustibil avem. Se mișcă bine mașința. Frumos oricum pe aici până la liniște, mi se pare foarte mult liniște, bine că e și, nu știu câte, și astfel văd că l-ați scos doar ce era foarte reglat, eu 2 fără 10. Ce să luăm pe aici foto? Am văzut pe accident aici, mă? Da, de uite, perfect. Asigurăm, nu vine nimic și dai. Aha. O luăm pe aici. Până mașina, să ce ori. Da, am uitat banați ăștia direct. Ne dacă spun, nu neapărat că ai o dovadă, dacă spune ora și se uită și leu în baza aia de dată și vede că l-au omorât. E chiar așa. Acuz semaforul, mâncați așa. Hai să mă las semaforul acum ce să facem. Nu, uite, s-a făcut verde. Ce are aia se întâmplă când mâna asta nu era așa? Mașina asta e acolo în mijlocul pustietății. Foarte multă poliție, văd foarte multă zarvă aici în orășel. Și nu știu de ce. Că frumos să lasă for. O pică. O pică îl prinde după gât. Hai că l-a prins pe o pică după gât dacă e mubuis. Deci pasat de la taxi. A, ce tare e acum. Se vede drumul în spate în oglindă. Ești totuși. Ce tare. Ia să vedem clip. Nu avem verde, mă. Păi stai cu bicicleta. Ia stai aici, stai un puțin de el. Prietene! Eu? Tu. Salut! Atâta timp cât ești cu bicicleta pe carosabil, trebuie să stai și tu la semafor, să știi. Da, știu, scuză-mă, dar n-am văzut semaforul ăla. Am văzut că era să mă iei pe capota. Nu de alta, dar cine știe, spui și tu viața în pericol și na. Da, știu. Da, nu, sunt obosit, am fost acum, lucrez ca miner și n-am mai fost atent, îmi cer scuze. Ok, ai grijă, salut. Salut. Păi te iau pe capotă. N-ai nebunit de tot. Hai, bosule, ba, pula aia de viață. Așa, se intrăm în parcare cu 100 la oră? Da, mă, se intră cu 200.
User disconnected from your channel. Ia să-i zic eu. L-am văzut aproape. User left your channel. Bun. Eu te pot să mâncat ce cum s-a ridicat. Deschide ușa cu greutate. Nu înțeleg pas cum deschide ușa cu greutate. Bă, dar nimic nu e făcut. Bă, dar mult durează semafoarele astea. O să face la ora și la mine o să face, mă. Mamă, ce ciudat se conduce din mouse. Ne asigurăm frumos. Dimă, ce am făcut eu greșit. Mă, ia zice băiatul ăla, dar n-am chef să-i răspund, adică nu altă, dar n-am chef să-mi am luat ceartă cu cineva. Porș. Porș, porș, porș. Încearcă să ia temperatura, hai că ia temperatura dacă e. Uite-l și pe ăsta aici. Ne rugăm pe aici, mai dăm o tură așa două până oraș. Veniți să te întâmplăm. Bun. Bă, ești retard. Bă, și se iese, mă, dintr-o parcare. Ia stai, mă, așa. Băi, bancherule! Ia zi? Tu nu vezi când ai cu spatele? N-ai oglinzi? Aici mai oglinzile. Nu vezi când n-am dat eu cu spatele. Cred că mă confund cu ăla de acolo. Păi nu e nimeni în mașina aia. Păi da, dar tocmai ce a intrat în bancă. Uite ăla. Prietene, tu nu vezi în două oglinzile astea? Eu, domne. Tu nu vezi când ai cu spatele? Când am dat cu spatele? Acolo, la semafor, pe străduță. Păi n-am luat pe mine, domne, ce aveți? Cum, domne, că mi-ai făcut bara din față praf când ai dat cu spatele? Unde, domne? La Porsche-ul ăla de acolo, îl vezi? Ăla. Dă-te, bă, și tu să dau cu spatele, bă, cioară vopsită. Cioară ești tu, mă. E bara făcută praf. Te știu, v-a lovit la mașină iar. Vedeți cum e zgriat aici? Stai, domnule, la când v-a lovit că jucam ram? Când era acolo ăla pe contrasens și ați dat dumneavoastră cu spatele. Deci, na. Vă dau asigurare, ce... Nu, domnule, lăsați-o așa, că erați la muncă și, na, făceați dumneavoastră în bandă. Fiți mai atenți. Da, da. De n-am fost domnul cu asentul ăla direct în față. Mulțumesc. Ce frumos. Scuze de deranj. Ia uite-l pe ăsta. Bă, zice, se fumă din motor. Bun, hai să mergem. Bă, dar ce șoferi incompetenți.
Da, mă, băi, nu o să vin porțul ăsta, deoarece este de colecție, deci o să-l vinem cu ceva bănuți. Mamă, ce e aici? Oh. Vaflă, robică. Oooo! Prima apul la el. Aaaa! Greșeală, din greșeală. Cum ai dat cu apul la greșeală, mă? Bă, dar nu mai ți-o căuta, dă-te morții, te-ai dăurit. Bă, stați mă comenti. Bă, nu că-mi bat. Stați mă comenti, mânca, bă. Deja mă enervează. Dă-i mă, dă-i mă, dă-i mă, dă-i mă, dă-i mă. Ia vină mă încoa, te enervezi? Băga mea. Bă, tu dă-i mă. Ia dați și omul de lângă limuzina mea, că-i luați multe. Dă-o pe la spate, dă-o pe la spate. Potoliți-vă în pula mea odată. Uite-i pe ăștia. Bă, uite mă la mine, Paolo, din greșeală. Robică, potolește-te odată. Că-s fut-o bătă de asta, dă-o mai puțin. Care ai dat la mine, mă? Dacă nu vă potoliți. Dacă nu vă potoliți. Robică, potolește-te dracu odată. Mă scuz? Bă, săracule. Șefule, nu te fac. Da, domnul, din greșeală mi-a scăpat, mă scuzați. Bă, gata, bă, potolește-te, bă, prieten la mine, sunt la mine, omorâte. Ce ăla e, mă? Robică, stai dracu, da! Dar nu vezi că nu stau, dă-te morți, tăi! Da, lasă-l în bula mea! Paolo, din greșeală, din greșeală, mă scuzați! Așa. S-a dus, dracu. Tu... Ah, din greșeală, domnul, din greșeală, din greșeală! Băi, vă calmați odată! Bă, calmați-vă toți în bula mea odată! După ce că ăsta mort aici, voi vă mai bateți în bula mea! Băi, vă calmați-vă! Aleșinata pula bete ăsta aici! A dat cu bordura în gât! Eu dau ăsta pe la spate! Aleșinata pula bete ăsta aici! Eu sunat medic, sunat medic. Nu sunați la nimeni, nu sunați la nimeni. Nu, gata mai. Nu merită. N-ai mare scandal aici. Zi. Faule, parcă ne-a stat full mâncava și... Mamă, uite și pe aia. Dar bai de lei, mai tăiești, bă? Am sunat la medic, acum a venit. Mai tăiești o pulă, nu merită, domne, să trăiască, nu merită. Băi! Nu, domne, ceva cu... Nu tăiești. Nu numesc aici, fac apoplexie. Da, așa. Dați-vă un pic. Fiu sigur. Mamă, el făcut rău, bă. Aie. Păi dacă îi dai mașina, îl jignește. Bă, mă, eu mă duc acasă. Ce e că mașina? E pe drum ambulanță. Optim? Ce? V-am întrebat dacă vreți un E30 pe ea. Nu, nu. Uite, el fugit acum, vedeți? Care are da, bă ceva mașini de schimb? Unde e Mihai, mă? Unde e Mihai, că am nevoie de el. A plecat. Nu. Eu luat număr la tine, fugit. Vedeți, domnul medic, ăla a îmbrăcat în chelie, a omorât omul ăla după jos. Băi, dă-te în pula mea. Eu pe nimeni l-ai bătut. Bă, aici, domnul medic, mai repede, mă rog. Repede, că a dat cu bordura în gât. Ce dracu, că l-am junghiat ăla? A dat abai de răsta. Ce mă, că n-ai cum să faci ceva cu ăștia aici, nebunie. Nu că am murit, l-am junghiat ăla. N-ai ce să le fac. Deci dacă nu aveți, deci aveți exact 10 secunde să părăsiți zona. Ca să nu vă dau kick la toți, repede. Și cine a sunat la admin. Vezi că a furat unul ambulanță, eu am sunat. Da, știu. Odată. Frotul. Eu am plecat frumos de aici, mamă, dar cât cancer făceau băieții. Am stat acolo, mă înșur, what the fuck. Văd că nimeni nu pleacă, pe nimeni nu interesează. Stăm aici, ne uităm și noi de pe trotuar. Privim accidentul, mai să zic așa. Tu ai mai sunat încă o dată pentru că... Poftim? Punem și... Punem și tu. Acolo. Cu meca... Ah, cu medicul. Mă credeam cu mine. Oricum, guys, cred că o să prind și noi aici episodul, deoarece s-a spart gașca acolo. Nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe și data viitoare ne vedem la un nou episod mega, super, ultra, blanao. Pa, pa!